Oradea a devenit unul dintre cele mai dezvoltate și mai atractive orașe din România datorită investițiilor realizate cu bani europeni. Cu peste jumătate de miliard de euro pe parcursul a 15 ani, au fost restaurate clădiri și monumente istorice, au fost construite pasaje pietonale, un parc acvatic la standarde internaționale, a fost modernizată centura orașului, a fost reabilitat sistemul de termoficare. Toate aceste demersuri înscriindu-se în eforturile autorităților locale de a asigura un trai mai bun pentru comunitatea orădeană, dar și de a transforma orașul de pe Crișul Repede într-o destinație de vacanță. În acest moment avem în implementare proiecte de eficiență energetică la cele două mari spitale ale municipiului. Lucrările sunt în derulare, am avut puține probleme pe perioada pandemiei, dar am reușit să trecem peste și sperăm să le finalizăm până la finele anului următor. Avem în zona centrală a municipiului un proiect mare de mobilitate urbană, în jur de 30 de milioane de euro, o succesiune de 5 pasaje, zonă pietonală deasupra. Acest proiect are ca scop realizarea unei mobilități durabile în această zonă a municipiului. În același timp, am finalizat o serie de proiecte de pietonalizare, pentru că Oradea vrea să redea orașul cetățenilor și turiștilor. Avem în derulare un proiect frumos. Vorbim despre un incubator de afaceri pentru industrii creative. Dintr-o clădire părăsită, sperăm ca undeva în primăvara anului viitor să avem un loc destinat firmelor unde ele să poată să fie susținute și incubate astfel încât să se dezvolte. Acesta este un proiect european, este finanțat prin programul operațional regional și avem undeva o valoare în jur de 5 milioane de euro. Avem în dezvoltare o serie de proiecte ce vizează energii regenerabile, de la parcuri fotovoltaice și până la exploatarea unei resurse de care avem norocul ca municipiu să beneficiem. Vorbim de resursa geotermală. Avem o serie de proiecte și în implementare și unele deja sunt în pregătire. În același timp, nu vom uita de partea de sănătate și cred că ceea ce fiecare ar trebui să avem în vedere e și partea de educație, unde avem în pregătire o serie de proiecte, inclusiv o școală nouă, plus reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor de pe raza municipiului Oradea. Cu ajutorul fondurilor obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, blocuri, spitale, instituții publice orădene vor deveni eficiente energetic și își vor reduce costurile de încălzire. Am reușit recent să semnăm, chiar zilele trecute, domnul ministru Boloș a semnat la Oradea contractul de finanțare pentru a patra etapă a reabilitării cetății Oradea, un proiect important pentru noi, pentru că l-am demarat în urmă cu mulți ani și pentru că vorbim acolo de peste 20 de milioane de euro investiți, am fost nevoiți să-l dezvoltăm în etape. În același timp, mai avem acceptate o serie de proiecte de eficiență energetică, în jur de 40 de milioane de euro, școli, grădinițe, blocul de locuit și mai avem depuse alte proiecte care vizează de asemenea eficiența energetică și mobilitatea urbană, urmând să achiziționăm un număr semnificativ de tramvaie. În total avem depuse pe PNRR proiecte de aproximativ 150 de milioane de euro și eu spun că suntem abia la început. E important, cred că asta, pentru toată lumea să avem curajul să pregătim proiecte și să le maturizăm astfel încât ele să poată fi depuse și implementate în timp.